E bine. Uh, e foarte bine. Uh, adevărul zice și cu asta, basta. Că, așa? Doar vă citesc așa un pic, poate și comentăm, dar mic de tot, că mai avem. Uh, zioar, reputatul ziar uh, adevărul, vaccinarea în fals, noul virus din România. Bă, băiatule, pandemia a dus la crearea unei metode de eludare a regulilor, Dumnezeule Mare falsificarea deverințelor de vaccinare COVID-19. Cei care furnizează aceste acte fictive sunt chiar oameni din sistem, primii care ar trebui să respecte legea. Auzi, da, bun, să fac, asta e fals, bun, e penală treaba. Ok, penală, penal, penal, România numai penal, penal, de 15 ani numai penal, au 20 de ani numai penal, penal, bine. Ok, uh, păi și procurorașii, cei și viteji, uh autoritățile, organele, adică am înțeles că Dragnea a făcut ceva îngrozitor, n-am înțeles nici acum exact ce a făcut în speța în care a fost condamnat. N-am înțeles exact ce a făcut, cred că nici judecătorii n-au înțeles, dar nu asta era important, că era ordinul pe unitate să-l bage, ceea ce s-a întâmplat. Dar... Um... De, de, la Dragnea încoace, ce au făcut procurorii? Adică am înțeles că i-au închis dosarul lui Barna, ăla pe care îi deschiseseră în campania prezidențială. Nu că Barna n-ar merita așa ceva, dracu să nu merite, absolut da. Dar între timp au zis, bine, ăla nu. <laughs> știți dosarul la lui Barna, de l-am la deschis noi procurorașii și cei independenți și viteji în campania electorală, da. Dă-l dracu de dosar. <laughs> este... Bun. Deci, aia, procurorașii frenetici, ăștia, ce fac? De ce nu-i... Cum? Ia auzi auzi fi acte fictive. Ultimul înregistrat este la Mehedinți, unde doi angajați ai primăriei Drobeta Turnu Severin au emis zeci de documente false. Vezi, de fapt, procurorii, oamenii legii i-au prins. E, atunci, dacă îi prind, înseamnă că nu e un virus. Adică un virus înseamnă ceva care se transmite cu rapiditate pe scară largă. Asta e un virus. Ori dacă aici, colo au fost niște cazuri de falsificare de certificate și oamenii legii, atenți, keep the eye on the ball, și să repet, și arestează infractorul, atunci nu e un virus. Deci să ne hotărâm ăștia de la ziarul adevărul. Ori e virus, ori oamenii legii e bun. Eu zic că e bun. Eu îi susțin. Oh. Trecem mai departe.